Ediția 2023 a concursului internațional Hard and Soft, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, s-a încheiat vineri 19 mai cu festivitatea de acordare a premiilor. Pe parcursul a 5 zile, 11 echipe internaționale, formate din câte patru studenți, au propus și au realizat concepte inovatoare originale, care au încercat să îndeplinească criteriile temei concursului, propuse de juriul internațional al acestei ediții, format din nume de prestigiu de la universități și companii de succes europene. Concursul a beneficiat de sprijinul Ministerului Educației Naționale al Primăriei Suceava, al Consiliului Local Suceava, al Consiliului Județean, al Academiei de Științe Tehnice din România, precum și al mai multor firme, pentru care sprijinirea, încurajarea și afirmarea tinerelor talente a devenit o tradiție. Festivitatea de decernare a premiilor s-a desfășurat vineri 19 mai, în aula din corpul e al universității Ștefan cel Mare din Suceava, pe parcursul zilelor de. Concurs, participanții au lucrat contra cronometrul la realizarea unui vehicul electric folosind elemente hardware impuse, la care au putut adăuga un număr limitat de alte componente. Echipele participante și-au demonstrat talentul și ingeniozitatea în cadrul unei prezentări publice, care s-a desfășurat în ultima zi a competiției. Pe podiumul ediției de anul acesta s-au aflat în ordinea punctajelor obținute următoarele echipe. Timișoara ATC, Iași, București 1, Timișoara. 1, Suceava 1, București 2, Cluj-Napoca, Chișinău 1, Chișinău 2 și Odessa, precum și echipa Suceava 2. Echipele București 2 și cea din Odessa au primit două premii speciale.